Da, bună seara. Ce zi azi, Serghei? Joi. Nu! Joi! Bună seara! Zic că Dacă ai zis. îți dau o rimă, Păi joi. și eu știu rima. Nu știi? Ba da, și eu știu. Bine. Pe mine de amândoi. Și la vară de amândoi. Și la vară de amândoi, da. Băi, nu știu cum se face că sfârșitul ăsta de săptămână e plin de știri de astea pe monden. Care mai de care mai importante, mai... Și emisiunile iau vacanță, adică iau vacanță. Pentru noi începe weekendul și majoritatea emisiunilor de profil încep și ele weekendul de joia. Ia povestește-o pe aia, înainte de a intra în orice fel de subiect, povestește ce mi-ai zis mie mai devreme la la țigară, unde eram pe hol. Eu sunt senil și uite ce ziceam. Cu cablu, mă, cum ai sunat tu la cablu sau aia de la tine. Deci incredibilă povestea. Și eu zic, peste tot, am fost azi la Click pe VIP, o emisiune online, în direct, la ziarul Click, pe site-ul ziarului Click. Și mă întreba lumea acolo că mai chatuiești live, vorbești în timp real cu cei care te vizionează. Și toți mă întrebau cum să prinde. Și zic, domnule, nu știu, sunați la cablu. Și în contextul ăsta zi, te-ai dus să pui și tu... Nu m-am dus eu, am pus pe unul de la restaurant să a sunat și a zis, domnule, vrem pe RCS de S. Și a zis aia, știu că ne omoară toată lumea, vreți 6 TV cu demenția 2, să vedeți pe cu demenția 2. Cu idioții a 2. Vreți să-i vedeți pe idioții a 2. Am zis că firește se referau la tine. Să ne facem idioți, unde? La tine și la Ușurelu. La mine și la Ușurelu. Da. Ai văzut și la mine pe site ce-i fac pe ăștia varză. Mai până da, la evidențiază. Da, dar bine, acum părerile oamenilor sunt desigur importante, dar na. Că... Numai tu ferici bun, păi numai tu ești bun și să nu mai cânti cu ăștia care sunt praf, dar am uitat să spunem că... am uitat să spunem că sunteți frați vreo trei dintre voi. Nu contează. Nu contează. Hai să fii atent. Păi bineînțeles că nu așa, pe asta spun ca să vezi ce, fiecare are altă opinie, fiecare vede altfel. Eu știu ce, cum cine îl ținea pe la brațe care a scris. Oricum, Ciotul e cel mai înjurat. De când a devenit vedeta ce tu se îmbracă, numai fancy, numai astea, copiază, ești domnului. Nu te afli că vine din ce mai scurt, înțelegi toată ce, oh. Da. Auzi, l-a plecat toboșarul, au schimbat toboșarul băieții, nu? A schimbat toboșarul, am înțeles că a plecat la mare, la un job, la... Să fie sănătos, să-i meargă bine, a renunțat la a o carieră de succes. Da. Definitiv, hă? Mă rog. Și pe ăla de unde l-am luat? Nu se aude el. Ah. Să vorbești la unul din microfoane, dacă știi, ca să ne și auzim. El a cântat înainte cu noi. Am înțeles. Știe. Am înțeles. Două zile. A cântat o pauză. O pauză. Da. Măi, Cătă, să-mi zici și mie de sus dacă mai avem materialul ăla de-aseară, trebuie să mai intre... Să-ți răspundă, că m-au auzit ei sus, să spună ție da sau nu și tu îmi spui mie da și eu îl introduc. Și tu îi spui lui, el îi spune lui și el îmi spune mie. Și spune deci mie. Noi în fiecare seară trebuie să dăm pe post 2 minute și ceva din ce am făcut aseară, cum ar pentru veni, cu o seară înainte. Lumea trebuie să știe că noi facem lucruri foarte inteligente, da. Și de-aia trebuie să, dacă ai pregătit să le dăm ca să înțeleagă lumea cât de inteligenți suntem. Da, idioți, dar idioții au inteligență. Prințul Mușchin era idiot și era zimă să poate dăm... Cine? Mușchin, iartă-mă că folosesc cuvinte de-astea. Bă, tu și cu aia de seara... E un blestem karmic. Cătălin, o zi că mă apucă fibrilație. Bă, dar vrei să-ți spun pe cea mai tare? Știi că mi-e place un timpul să recunosc. Mă duc acum vreo 30 de ani cu un prieten de-al meu din America, în Austria, înțelegi? Eu eram puțin matol la mașină și era Lynx Rex și eu zic, mă, dar cine e morții, mă, zic, că nu-i cunosc. Bate în aia, da. Zic, dar cine să știa, mă, că nu-i cunosc? Și la stânga, dreapta, mă, Rex, nu să știu că în stânga sau ce. Hai să comentăm repede prima știre. Comentăm ce vrem, nu ce vrem ce am făcut ieri. Păi n-au pregătit din câte înțeleg, că noi suntem... O dăm nepregătită. Un material aveți de pleiat, domnul Vladimir, unu, și nu suntem pregătiți. Și plem două. Să mor eu, deci unu. Unu. Știrea 2, fii atent, am aici știrea 2. Cosmin care Cernat știre? Și Monica Iagăr. Hai că nu știi dar despre știrea ea. Care? 2. Rămâne cum a stabilit. Joi. Joi. Știrea 2 de la joi. Cosmin Cernat nu renunță nici în ruptul capului la vila de la Bragadiru. Ambele propuneri făcute de fosta atletă Monica Iagăr nu sunt pe placul prezentatorului TV, iar procesul de partaj se va relua în luna octombrie. Monica Iagăr și Cosmin se ceartă pe avere în instanță. Monica a încercat astăzi să-și încheie socotelile cu fostul iubit și a propus lui Cosmin două variante. Ori să vândă casa, care e la Roșu, de la Bragadiru și să cumpere două apartamente pe numele frelor, sau casa să rămână la ea și apartamentul din centrul capitalei la el. Vedeta TVR a refuzat categoric propunerile pentru că nu vrea să renunțe la vilă.
Termenul următor al procesului de împărțire a averii a fost stabilit în fine. Ce vrei să-mi zici? Nu înțeleg. Zi. Da, mă, ok. Dacă vorbim despre altceva și e gata materialul, cam cum ar fi? O să-l dăm gata când o să termin. Cum ți se pare treaba asta? Că tu ai trecut printr-un divorț. Până la urmă, iau doi copii, stau cu mama. De ce vrei tu casa aia când de fapt ia copiilor? Mă împingi într-un subiect foarte delicat, că știi că amândoi sunt foarte buni prieteni cu mine, nu? Da. Eu numai cu Monica sunt bună prieteni. Și eu cu... Da. Nu știu, nu pot să le dau lor sfat, dar e cel mai normal și civilizat să termine amiabil. Înțelegi? Da. Mai ales la ei care sunt niște persoane inteligente, persoane care au o cultură, care au o educație. Monica care... se zbate, e o tipă... Da, ea patinează. Nu știu. Și știi cum e? Că niciodată nu știi care e adevărul, că adevărul tot timpul la mijloc. Mi-a rămas bluză aici. Da. Ei, nu știu ce e la mijloc. Că ea a zis, domnule, casa aia, vila pe care am început să o construim când eram un cuplu, cu piscină, frumos, mare, e normal să rămână fetelor. Știu și casa, știu și... Da, și eu știu. Fetele și... Da, și eu aș lăsa copilul. Nu? Mai ales că el are viitorul în față, poate să facă un ban. Adică nu e unul care zice că am vibă de pe stradă, nu pot să fac un ban. Da, fiind o avere făcută împreună și pentru cei doi copii, poate se recăsătorește, poate mai face un copil, poate se căsătorește știi cu fata aia. Aș face următorul lucru, aș trece la copii. Corect, cu clauză, sau ți-o las ție pentru copii. Ție pentru copii cu clauză, bă, tu te căsătorești, mă căsătoresc să nu împărțim, sau, dar poate se poate să crească Monica să mai aibă un copil să vrea să împartă. Și tot fetelor ar trebui să rămână, nu? Și lui la care vine, nu are același drept? Da, corect, da. Frații au același drept. O să faci cumva un act notarial, Monica asta vrea, să fie strict a fetelor, a celor mă, două eu sunt, fete. Eu am fost în acest caz, adică și sunt și acum am mai mulți copii din mai multe căsători. Vreo 18-19. Nu, dom'le, nu. Dar eu am împărțit la toți și am trecut totul pe proprietățile pe numele meu, că dacă se întâmplă ceva, deci ei au automat dreptul la fiecare bine, parte a lui. Bine, pe mine nu mă miră la Cosmin, că el a făcut o chestie destul de nasoală și cu pensia alimentară, s-a țigănit pentru 10 milioane, eu știu povestea, dar trece printr-o perioadă mai grea financiară, el s-a întors la televiziunea română, la canal de când lucra, avea o groază de bani, era colegul meu acolo și avea un contract de 8.000 de euro, ceea ce, sau 10.000, ceea ce înseamnă bani mulți pentru România. La TVR s-a dus și pentru afară. Și pentru afară. Mai mult pentru afară da, decât, pentru, decât România. Pentru România, că e mai scump aici. Tot. Apropo de scump, am luat amendă azi. Dar să-i dea Dumnezeu de la domnul subofițer, agent principal de poliție, Negreanu. Vezi dacă nu ești cunoscută? Băi, ba asta da. Astea trei echipaje m-au oprit, toți trei nici m-au cerut actele. Ai să râzi, nu e vorba de asta. Și au râs. Trebuia să-mi ia permisul pe 3 luni și mi-a dat amendă că n-aveam centură. Și atunci cel mai torn. Îi mulțumesc, nu-i torn. Am crezut că super ok. Super. Mamă, nu mai prăduiele face fata asta. Nu fac mă prăduiele. Ești ceva în pauză. Mi-a zis să-l salut în emisiunea aia cu bolnavul la psihic. Și zic, la cine vă referiți? La domnul Mizil? Da. Zic, dar de ce spuneți așa? În fine, hai dacă ai pregătit materialul să-l dăm. Sunt om serios? Mă duc că cel mai neserios n-ai ce fac. Nu e tare? Ce zi, amică, ce faci? Hai, mă mai las. Face un contur, șefule, pentru tine special. De la ce televiziune sunteți? La cine? A, Soso? 6 TV? Încetați-vă frumos. Pregătim aici, ne aranjăm, ne machiem. Ne. Grande fala mi, grande Dios. En los besos, en los lados, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Mara Fakira!
Ați cântat mai mult, au cântat mai mult că am fost la baie. Mi-a intrat asta la... Știi ce mi-a făcut Cristi pe pauză? De unde, unde stai? Stai, frate, după mine dacă ești coprezentatorul meu, da? Tu ai nebunit? Ai pierdut. Deci ai nebunit la cap, tu? Stai așa că n-am înțeles. Păi, nu că n-ai înțeles, eu nu sunt nici Mariana Moculescu, nici Alexandra, deci... Dar ce-a făcut te... Da, nu că frate, s-a îndrăgostit ca să... Măi, ce să spun acum, nu știu, vreau să spun că... Păi ce să spun, fii atât... Nu ești simpatică, știi? Aia e altceva, dar nu vii, de Cristi. Prietene, tu vii așa măi, cu eu poveste. Sunt singur acum, știi, și păi, pot să... Păi, parcă nu erai singur acum, acum 5 minute, erai cu o domniță de... Măi, sunt singur acum în emisiune, știi? Când plec acasă, nu mai sunt singur, știi? Spune-mă Marian, și mie. Auzi? Păi n-auzi, mă, că omul zice, auzi? Mie îmi place cel Alex, mai mult de tine. Alexandra are 18 ani, mă poate lăsa și mâine, da? Alexandra are 18 ani. Eu de-aia am și venit da. În seara. Serghei, câți ani ți-a zis fata aia care? Nu mi-a zis vârsta. Da, așa după... E cu 15 ani mai mică decât mine, deci are 18 ani. După miros, așa. Cam cât i-ai dat? Păi n-auzi și mi-a zis mie că ea nu poate să-și dea seama dacă are lucruri din mie, că e târziu și obosită. Nu, n-a vrut să dea detalii, n-a vrut să dea detalii pentru că i s-a părut... Asta a fost cea mai tare! Ca mâine dimineață când sunt tot ignită, bă, da, 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 n-a vrut să dea detalii că i s-a părut penibil, că am vorbit cu ea după ce... în pauză. Ia, auzi, da, Cristi, ai declarat că vrei să pleci din țară? Da, vreau să plec săptămâna viitoare și la... Că fuge de frica moculească în Spania. Nu e vorba eu că sunt Don Juan cu diplomă, mă duc în străinătate la o fată Flori. La o fată Flori? Da, de frica moculească îi vrea să plece în Spania, acolo unde îl așteaptă o nouă iubită. Din păcate e foarte greu să ajungă pentru că moculească i-a dat foc la acte. Stai puțin că eu am buletinul, da? Am să plec în Spania la o fată Flori și în pauză zici că mă iubești mie și vrei să treci mașina și tu n-ai act. Auzi? S-ar putea să auzi? Fie ceva mai mult de atât. Eu sunt Don Juan cu diplomă. Eu încă mai țin la Mariana, dar ea m-a umilit. Nu te-a umilit, n-a spus te-a că încă mai țin. Nu, n-a rupt. Auzi, n-a spus că încă mai țin. Lasă că nu m-a rupt, că n-am primit nimic până la urmă. Și mi-a spart parbrizul la mașină. Auzi, hai să uite, să arăt că eu mi-am cumpărat parbriz nou acum o săptămână, da? Deci mi-a spart parbrizul. Asta ai declarat azi la acces direct. Da, dar cum îmi demonstrezi mie că ți-a spart ea? Da. Pentru că am, uite, dacă veniți la mine acasă, am obiectul cu care mi-a spart parbrizul. Deci cana e de acasă, da? Aruncat cu o cană. Păi cum ai obiectul? Adică s-a spart parbrizul, dar nu s-a spart cana? Puțin. Am avut mașina parcată sub etajul ei, da? La etajul 1, da? M-a dat afară din casă, am plecat, credeai că nu plec, știi? Și apoi mi-a aruncat cu pahare. Bă, nu, îți dau cuvântul meu, mi-a aruncat cu pahare și cu căni și cu o cană mi-a nimerit parbrizul. Și tu ai stat, n-ai plecat la primul pahar, n-ai plecat la al doilea. Ai așteptat până să cobor. Auzi, până să cobor, deja pornea alarma, a pornit alarma, da? N-aș știu ce s-a întâmplat, da? Și aveam un mare soare pe parbriz, da? Îți dau cuvântul meu că nu te mint. Și n-am spus până acum pentru că nu i-am făcut nici plângere penală, da? Dar asta e de vandalism, da, ce a făcut ea, dar n-am vrut să-i fac rău. Hai să vorbim părere să ne înțelegi. Nu mai spun că mi-a furat acte din casă, da? Dar cum demonstrezi toate astea, mă, că ți-a spart parbrizul? Aici, direct. Eu nu trebuie să demonstrez pentru că nu m-am dus să fac să-i fac plângere penală, da? Deși trebuia să-i fac plângere penală, dacă da? În fața oamenilor care se uită acum, o să spună Muculească că e o bestie și asta, demonstrează că a spart pe mea parbriz. Păi uite, demonstrez că mi-am cumpărat un parbriz nou. Așa demonstrez și eu că mi-am cumpărat o mașină și zic că mi-ai dat foc tu de mașină. Am cana ei de acasă, care o recunoaște și Nidia. Păi dacă ai băut care și ai plecat cu ea în geantă și nu am făcut asta. Dar nu s-a spart cana, s-a spart parbrizul, nu s-a spart cana. Eu n-am vrut să mă duc la poliție, da? Atât. Eu te-am întrebat altceva. Tu vrei să facem probă acum, am pun eu parbrizul. Da, și ți arunc o cană. Că mi-l fac pe casco, aruncăm o cană de la etajul 1, cum să nu se spargă cana? Se spargă cana? Da. Păi dacă a căzut cana într-un fel, nu știu, cu... Nu știu cum a căzut, da? De sus. Băi, eu nu am fost, eu n-am fost de față, da? Eu coboram și am auzit alarma la mașină, da? Ce crezi că am avut pe am mașină? Am răspunsul. A căzut într-un fel neidentificat. Erau dar cu maestru, pe jos. Cum te mai înțelegi? Cu maestru, cum te mai înțelegi?